Salut prieteni, ce faceți? Eu sunt Dan de la GeekChronicles.ro și astăzi am pregătit pentru voi încă un clip video din altă lume. Ai un telefon Samsung? Atunci clipul acesta este menit pentru tine. În acest clip video scurt o să discutăm puțin despre modul de siguranță Samsung și ce naiba este mai exact. Ai un telefon Samsung? Dacă da, lasă-te rog un like mai jos și comentariu cu ce model. În caz de știi sau nu, dispozitivul tău Samsung are un mod de siguranță. Acesta se numește Safe Mode, în engleză, și este o stare în care intră sistemul de operare, ce ajută pe dezvoltatori și pe persoanele super iscusite de la servisuri ca să diagnosticheze diferite probleme de ordin software. Practic, în acest mod, telefonul se deschide doar cu funcțiile și aplicațiile de bază necesare funcționării lui, astfel poți observa destul de ușor dacă una sau mai multe aplicații îți cauzează probleme. De exemplu, uneori dacă instalezi anumite aplicații din afara magazinului Play, asta este valabil și pentru unele aplicații din magazinul Play Store. Probabil să cauzeze anumite conflicte ce fac ca telefonul tău să reacționeze super ciudat, la modul se restartează sau pur și simplu se închide. Astfel, când intri în modul de siguranță Samsung, vezi dacă aplicația tocmai instalată cauzează problema sau nu. Dorești să intri în Safe Mode? Eu am să-ți explic și cum poți face asta. Practic, ții butonul de power ca să deschizi telefonul și atunci când ai văzut primul logo pe ecran, ți-ai apăsat volum jos până ce se deschide telefonul. Și ar trebui să vezi undeva în colțul ecranului scris Safe Mode mic. Și acum că ai intrat aici, succes să ieși din el. Glumesc. În cazul în care ai intrat voit sau accidental în Safe Mode, ca să ieși din el este super simplu. Închizi telefonul și redeschizi. După ce ai făcut asta, telefonul ar trebui să se redeschidă normal. Da, prieteni, și cam asta a fost. Încă un clip. Încă un clip. Încă un clip! Dacă ți-a plăcut acest clip, te rog să dai un like, mă, jos, și în același timp un subscribe, ori pe cerculețul de pe ecran, ori pe butonașul ăla de mai jos. Și nu uita că sunt și pe Instagram, Snapchat și Facebook, unde fac chestii diferite.